Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Noapte târziu, iar Paisie se dedică cu toate forțele travaliului extenuant de studiere a Sfintei Scripturi și de traducere a textelor patristice. Le va tipări în următorii ani. Sau poate că nu. Poate că le va lăsa să zacă pe niște rafturi, mulțumit doar că a reușit să copieze și să traducă ceva din frumusețea cuvântului lui Dumnezeu pentru noi. O frumusețe care se reflectă aici, dar care vine de altundeva, de dincolo. Paisie pentru asta scrie, ca să trăiască cuvântul lui Dumnezeu și să-și liniștească sufletul. Se folosește de scris ca să iasă prin el în afara lumii, căci, înțelegând cuvântul, o liniște adâncă îi alină uneori sufletul. Uneori. De cele mai multe ori însă, sufletul nicicum nu găsește alinare. Ceea ce cred eu că este foarte important la Sfântul Paisie de la Neamț, actualizează în special teologia Sfântului Grigore Palama din secolul al XIV-lea. Și ce înseamnă teologia Sfântului Grigore Palama? Înseamnă, de fapt, intimitatea la care omul duhovnicesc poate să ajungă cu Dumnezeu prin rugăciune. Îl căutăm prea mult pe Dumnezeu în coajă și El se află în nuce, se află în nucleu, se află în miez. Eu cred că asta a făcut Sfântul Paisie. L-a căutat pe Dumnezeu acolo unde trebuia să-L caute. L-a căutat în experiența aceasta personală care a fost autentică. A reușit să reaprindă pe pământ românesc flacăra aceasta, nu? A unei experiențe duhovnicești trăită în comun și în același timp care să aibă nu doar o expresie liturgică sau mistică, ci în același timp o expresie culturală, o expresie literară. Cultura română, a noastră cultura română veche, a fost prima cultură din Europa întreagă care a tradus într-o limbă vie aproape întreaga spiritualitate bizantină. În Franța, în Anglia, în Germania și începând din Rusia. În Rusia vine fenomenul 30 de ani după noi și de la ceilalți la sfârșitul secolului XIX. Deci avem un moment datorită paisianismului, cultura română este aceea care asimilează într-o limbă vie spiritualitatea bizantină. Născut al 11-lea copil din cei 12 pe care i-a avut preotul Ioan și soția sa Irina în orașul Poltava din Ucraina, cu un bunic după mamă de origine evreiască, Petru rămâne orfan destul de devreme. La numai 4 ani își pierde tatăl, dar asta nu îl împiedică să își arate dragostea de carte, căci învață să scrie și să citească sub îndrumarea fratelui mai mare, Ioan, și a mamei sale. Încă din primii ani, în inima lui Petru se înfiripase o neobișnuită dorință de cunoaștere a nevăzutului. Firav, cu un profil cu aliură de ascet prematur, trăda totuși potențialul unei mari puteri interioare sufletești.
La 14 ani este trimis la Academia de Studii Teologice din Kiev, o școală ortodoxă de înaltă ținută în care se slujea slavonește, dar cursurile se predau în limba latină. Cum profilul lui Petru era din categoria celor puține, el nu se plia pe ceea ce prestigioasa Academie de la Kiev oferea. Tânărul de atunci, de 17 ani, nu s-a simțit împlinit în acea școală de înaltă cultură teologică. Petru căuta altceva. Simțea în inimă un foc, o chemare pe care dorea să o urmeze până la capăt. Nu l-a găsit pe Dumnezeu nici în ritualurile de la Academie, nici în cursurile de teologie în limba latină, ci îl căuta pe Dumnezeu în rugăciune, în experiența nemijlocită a întâlnirii omului cu Dumnezeu. O rugăciune intimă, o rugăciune personală, o rugăciune profundă, care să fie în același timp și transformatoare. Doar în rugăciune, pe calea inimii, tânărul Petru îl putea întâlni pe Domnul. Dezvăluit și totuși ascuns, înțeles și totuși mai presus de înțelegerile noastre. Pe acest Hristos îl căuta. Sufletul său dorea ceva mai mult decât comodități, obișnuințe sau rugăciunea așezată din duminici și sărbători. Viața duhovnicească înseamnă raport interpersonal între om și Dumnezeu. El se manifestă diferit în funcție de arhitectura interioară a fiecărei persoane. În rugăciune noi ne adresăm lui Dumnezeu, care este persoană, și manifestările lui ca și persoană nu pot fi standardizate. Din Sfântul Efrem Sirul citea tânărul Petru când pentru prima oară simțise că și el va merge la fel contra sensului lumii. Se va face călugăr. Inima, care niciodată nu te minte, îi spunea că altceva nu vrea să fie. Va fi un călugăr cufundat în rugăciune, la fel ca Sfântul Efrem Sirul. Un om, dacă vrea să ajungă la o viață duhovnicească, trebuie să se gândească ce își dorește Hristos ca persoană. Este foarte frumoasă această perspectivă. Tu nu poți să controlezi procesul tău de devenire spirituală. Și asta este cumva un lucru foarte frumos. Chiar dacă, să zicem, ai acest disconfort de a nu avea tu controlul, pentru că noi toți suntem obsedați de control. Și mântuirea se realizează în condiții de relație. Adică eu trebuie să pornesc nu de la ceea ce mă interesează pe mine, ci ceea ce îl interesează pe Domnul Hristos ca și persoană. Tu trebuie să fii conectat la viață. Nu poți să fii conectat doar la lucrurile care te interesează pe tine, lucrurile pe care tu le înțelegi. Ești cumva obligat să rămâi în dialog, în acest dialog al întrebării. Ce îl interesează pe Dumnezeu acum? Cum și-ar dori el, nu cum mi-aș dori eu să fiu? Așadar, Petru înțelesese care era voia lui Dumnezeu pentru el. Abandonează Academia Teologică, refuză siguranța relativă a familiei și căminului, toate acestea doar pentru o viață de mărturisire a lui Dumnezeu. Timp de 3 ani hălăduise Petru, de-a stânga și de-a dreapta Niprului, pentru a găsi o mănăstire cu călugării duhovnicești, cuceriți de rugăciune și capabil să o transmită mai departe. La început, Petru se retrage la mănăstirea Liubețk, iar mai apoi la Medvedovski, în partea poloneză a Ucrainei, unde la 19 ani devine rasofor, iar numele îi se schimbă în Platon. Ideile iluministe din Ucraina secolului al XVIII-lea respingeau însă dimensiunea mistică a credinței, iar monahii nu erau doriți. Din aceste motive, mănăstirea se închide, iar Platon pleacă într-o nouă căutare a lui Hristos. Atât avea în gând. Și-a dat seama că nu poate să-și realizeze această stare duhovnicească decât într-o țară ortodoxă. Deci într-o țară ortodoxă care să respecte monahismul. Și atunci s-a produs în el și în urma unor întâlniri pe care au avut în diverse legătorii cu monahi și cu episcopi români refugiați în Ucraina, au auzit de România, au auzit de țările române și țările române au devenit azil spiritual pentru emigrația monahală slavă. Sfântul Paisie n-a fost primul, a fost anterior
un mare stareț, Vasile, care s-a stabilit cu câteva decenii înainte în zona Buzăului și a creat acolo 12 schituri în munții de lângă Poiana Mărului. Avea 19 ani și o inimă însetată de Hristos când viitorul călugăr Paisie împreună cu prietenul său Alexie ajunge pentru prima oară în țările române. Exact în acestea tânărul Platon va găsi ceea ce căuta, o relație vie cu Domnul. Nu doar una tipiconală, formală. Acolo unde relația cu Dumnezeu se formalizează și devine, cum să spun, tipiconală, există un risc. Tipicul e foarte important pentru că te ajută să înveți să te rogi. Dar atunci când rămânem prizonierii formei, s-ar putea să cădem într-un alt tip de erezie. În acest formalism în care le facem pe toate bine și totuși n-am înțeles nimic. Rugăciunea e teodramatică, e un dialog cu Dumnezeu, dar hai să fim sinceri, nu înțelegem ce vrea Dumnezeu. Nu-L putem vedea pe Dumnezeu așa cum poate ne-am dori noi. Nici nu știm, nu suntem siguri pe noi. Am vrea mai mult. Strigăm la Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu e una vie. Pentru a ajunge în schiturile conduse de cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, faimoase pentru viața duhovnicească centrată pe rugăciunea inimii, viitorul călugăr Paisie a mers aproape 1000 de kilometri, mai mult decât cea mai lungă distanță din țara noastră dintre două localități de 921 de kilometri între Beba Veche și Vama Veche. E de necrezut ce distanțe străbăteau atunci oamenii pe jos, distanțe pe care astăzi le parcurgea nevoios și cu mașina. Mai întâi, tânărul Paisie ajunge la Dălhăuți, schit înființat în secolul al XV-lea de doi frați ciobani din Dobrogea, care aduseseră acolo un duhovnic ucenic al Sfântului Nicodim de la Tisman. Așadar, la Dălhăuți, Paisie găsește un climat intens de viață duhovnicească. Probabil, existase o legătură între isihasmul Sfântului Grigorie Palama și Sfântul Nicodim de la Tismana, primul nostru mare isihast român. Munții noștri, munții Carpați, chiar le ofereau isihaștilor ceea ce îi căutau, adică isihie, liniște. Până la urmă, pentru a ajunge la starea de liniște duhovnicească, e nevoie să începi cu o stare de liniștire cât se poate de concretă. Și aceste vetre monahale, foarte izolate, au oferit astfel de condiții. Este posibil să existe o astfel de continuitate. Iar Sfântul Vasile de la Poiana Mărului să fi venit tot de la Poltava, de unde se trăgea și Sfântul Paisie de la Neamț, să fi venit tot atras de liniștea și de tradiția aceasta locală. De ce ar fi venit tocmai aici? De ce nu s-a dus de pildă la Athos? Pur și simplu, la vremea aceea, în secolul al XVIII-lea, mănăstirile din țara românească și din Moldova au recuperat, mai repede decât s-a întâmplat la Sfântul Munte Athos, tradiția isihastă. 4 ani rămâne viitorul călugăr Paisie în Carpații noștri, alături de cuviosul Vasile de la Poiana Mărului. Doar că Sfântul Vasile avea gânduri mari cu tânărul Platon, poate prea mari. Voia să-l facă preot împotriva voinței lui. Și atunci Platon, la doar 24 de ani, pleacă într-o nouă căutare la Athos, unde stă 17 ani și devine o mare personalitate duhovnicească. At the age of 24 years old, he decided to move to Mount Athos, and he discovered something very, very important for him, which inspired him, the texts of the fathers of the church. They were not known in his region, in the Slavonic world, so he started to learn very, very good the Greek, the ancient Greek language, and he started very soon to translate the works of the fathers of the church. Era în vara anului 1746, atunci când tânărul Paisie se retrăgea la Chiparis, un schit aflat în ascultarea mănăstirii Iviron, unde stă 3 ani. Pentru că în acele vremuri duhovnici erau rari, viitorul călugăr Paisie devine un teodidact.
se încredințează doar lui Dumnezeu și scrierilor isihaste pentru învățarea și practicarea poruncilor evanghelice. Ca să mergi pe calea aceasta a rugăciunii duhovnicești, ai nevoie de un povățuitor, ai nevoie de o călăuză experimentată. Atunci, dacă n-ai părinți în carne și oase care să-ți întrupeze, nu, regula și viața pe care vrei să o imiți și să o reproduci, îți rămâne un lucru, nu? Să citești scrierile altor părinți, nu. Deci, părinților fondatori ai monahismului și vei găsi în ele îndrumare. Le tot caută, nici nu le găsește într-o vreme cele pe care le dorește, nu? Și mulți ani nu le găsești, dar continuă să scrie și să copieze scrierile acestea ale Sfinților Părinți. Activitatea de traducere a textelor Sfinților Părinți nu l-a mulțumit întru totul pe tânărul monah de atunci. Probabil în cei 17 ani cât a stat în Sfântul Munte Paisie, nu se va fi regăsit întru totul. La mănăstirea Vatoped, la Athos, lângă mănăstirea Vatoped, în perioada aceea se clădise o academie teologică pe care o conducea un iluminist, Evgenie Vulgaris. O conducea un iluminist. Deci acolo se învăța carte ca la Paris, iluministă. Ba, ce să spun, că de la deism, deismul iluminist până la ateism e un singur pas. E, în contextul ăsta vine Sfântul Paisie la Athos. În aceeași perioadă, cu acea academie, Sfântul Paisie vine la Athos. Și de aceea el este, nu se regăsește totuși, și totuși neosuperficial. Nu vine și pleacă a doua zi. Sau după câteva săptămâni, sau după câțiva, stă 17 ani. Într-o chilie mai mult decât modestă, într-o sărăcie extremă viețuia tânărul Paisie. Așa îl găsește Sfântul Vasile de la Poiana Mărului și la vârsta de 28 de ani îl călugărește. În jurul acestui tânăr, sărac, dar căutător de Hristos, încep să se adune și alții. La scurt timp după ce devine monah, lui Paisie îi se alătură și Visarion, călugăr român care devine ucenicul lui. Astfel, ia naștere o comunitate monahală. Mai degrabă, în sărăcia Lucie în care trăiește la Sfântul Munte, Paisie găsește ceva din spiritualitatea isihastă pe care de mic copil o căuta. Pentru că doar viața creștină dă pace inimii, liniște și odihnă. Încercarea de a duce o viață liniștită, total dedicată lui Hristos, practicând neîncetat pomenirea numelui lui Hristos, este mult mai veche decât secolul al XIII-lea. De pildă, părinții neptici, părinții din Sinai, de la muntele Sinai, undeva în secolele 6-7, deja practicau un soi de rugăciune a inimii. O neîncetată pomenire a numelui lui Hristos. Acest isihas nu este de fapt un curent cultural și atât, ci este un fenomen genuin al vieții teologice, al vieții bisericești ortodoxe. Este, am putea spune, marca identitară a ortodoxiei. Acesta este leitmotivul vieții duhovnicești ortodoxe, rugăciunea neîncetată. Care e filozofia isihasmului? Faptul de a-L vedea pe Dumnezeu, de a vedea lumina necreată, de a intra, repet, în relație cu Dumnezeu. Teologia e teofanie. În isihasm, în tot ce ține de Sfântul Paisie, e vorba de prezență. E vorba despre o mare poveste de dragoste, atât de profundă și atât de tragică în același timp, în care Dumnezeu îi cântă omului și îi trimite atâtea mesaje. Nu? Dumnezeu este îndrăgostit de creatura lui, iar creatura lui îl înșală pe creatorul său. Acest isihasm, deși a cunoscut o perioadă de mare înflorire în secolul al XIV-lea, paradoxal, la începutul secolului al XV-lea începe să fie din ce în ce mai greu de găsit. Deși Sfântul Grigorie Palama a fost atonit, dar și cel mai reprezentativ isihast, la Athos începe o mare criză. Este dată o regulă, așa zisul tipicon al IV-lea, prin care se organiza viața monahală în Sfântul Munte bazată pe idioritmie, adică pe modul specific fiecărui călugăr. Sfântul Grigorie Palama se va fi gândit atunci că această regulă va încuraja rugăciunea personală, isihastă, a fiecăruia.
Numai că, din păcate, nu s-a ajuns aici, ci s-a ajuns la exact opusul lucrului acestuia. Firește, există și alte elemente istorice care concurează la secătuirea care va urma, respectiv criza politică a Imperiului Bizantin, decăderea Imperiului Bizantin până la dispariția lui în 1453. Însă, paradoxal, după acest moment, această perioadă de maximă înflorire, avem o perioadă de criză. Cu greu mai găsești vetre isihaste. Călugării atoniți pleacă să capete danii. Cuvântul de ordine este asigurarea subzistenței mănăstirilor, iar modul de viețuire isihast devine din ce în ce mai puțin practicat la Athos, care e vatra isihastului. Într-un astfel de context apare și paisianismul. Cei drept nu în secolul al XV-lea, ci în secolul al XVIII-lea. Aceștia aproape 350 de ani, din anul 1406 și până în anul 1743, când Marele Paisie ajunge la Athos, arată cât de dramatic a fost această criză. Atunci când vorbim despre paisianism, noi vorbim despre o reînviorare duhovnicească. Și această reînviorare duhovnicească se adapă de unde? Din experiența Sfinților Părinți. Ceea ce cred eu că este foarte important atât la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, cât și la Sfântul Paisie de la Neamț, este faptul că ei actualizează în special teologia Sfântului Grigore Palamat din secolul al XIV-lea. Și ce înseamnă teologia Sfântului Grigore Palamat? Înseamnă, de fapt, intimitatea la care omul duhovnicesc poate să ajungă cu Dumnezeu prin rugăciune. Sfântul Vasile de la Poiana Mărului zice așa, că săvârșirea rugăciunii în cetate nu poate constitui apanajul celor desăvârșiți. Rugăciunea inimii sau rugăciunea minții, spune el, constituie punctul de plecare în nevoința duhovnicească. Deci nu este doar o țintă. Fără rugăciunea inimii, spune Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, nu vei înțelege nimic nici din liturghie, adică ce nu vei face? Nu vei gusta. Există un meșteșug al rugăciunii minții și în același timp o închidere a minții în cuvintele rugăciunii. Însă această detașare de simțuri este grea. Presupune nevoință. Presupune că nevoință, până la urmă, înseamnă a face lucrurile cu chin. Nu e chiar atât de ușor. Dar nici imposibil. Tuturor ne este la îndemână această rugăciune scurtă, dar încărcată de toată greutatea spiritualității ortodoxe. Cu câteva cuvinte ne putem ridica spre cer. Putem fi isihaști metropolitani cu joburi și deadline-uri. Starea aceasta de liniște se obține destul de greu, pentru că ea cere desprinderea totală aproape de cele lumești. Ori astăzi, prin catastrofala educație, aș îndrăzni să spun, prin mijloacele acestea de mass media, aceasta care se ocupă de o îndobitocire sistematică a omului, nu are cum să ajute starea aceasta de liniște. Trebuie să te desprinzi puțin și să ai curajul să trăiești pentru Hristos, pentru că Hristos este calea, adevărul, viața, lumina lumii, nu serviciu. Astăzi Dumnezeul oamenilor este serviciu. Și mass media, cei doi zei care guvernează omenirea. Îi spui ceva credinciosului, omului care vine și postește, se chinuiește și el acolo și vine la tine și îi spui ceva și spune: Părinte, dar iertați-mă, am văzut la televizor că nu e așa. Sigur că ai răbdare și să explici care este diferența dintre televizor și Dumnezeu. Se uite lucrul ăsta că Dumnezeu ne dă mâncare, ne îmbracă, Dumnezeu are grijă de noi. Nu știu cât înțelegem din lucrurile astea, cât mai înțelegem, cât vrem să înțelegem. Că de înțeles, cred că înțelegem. Greu să vorbești despre liniștea asta, mă. Acesta este și meritul cuviosului Paisie de a coborâ rugăciunea inimii în comunitate,
indiferent de structura socială din care face parte fiecare dintre noi. Rugăciunea minții sau rugăciunea inimii nu este un apanaj al unor inițiați. Nu, este o rugăciune la îndemâna tuturor. În rugăciunea isihastă, călugărul sau nevoitorul este atât de copleșit de puterea lui Dumnezeu și de iubirea lui Dumnezeu, încât întotdeauna această rugăciune concentrată și dirijată spre inimă se lasă întotdeauna cu valuri de lacrimi, pentru că acestea sunt rodul cercetării Duhului Sfânt. Rugăciunea este ca o scară care întât urcă spre Dumnezeu, este ceea ce se numește în gândirea Sfântului Grigor de Nisa o epectază, adică un urcuș permanent. Nu numai numele în sine are putere și deodată cu numele este prezent în sufletul nostru, însăși persoana. Este un lucru important de știut, că atunci când pronunțăm numele Mântuitorului Iisus Hristos, vine înăuntru nostru și persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Isihastul aici trebuie să ajungă la lucrarea lui interioară, permanentă, nu la cunoștințe, nu la stereotipii din acestea mecanice pe care încercăm noi să le facem, că vezi, Doamne, mă retrag, spun rugăciunea lui Iisus așa și gata, cred că unul și cu unul fac doi și facem o abracadabra din aceasta duhovnicească. Nu. Duhul Sfânt vine, cu cât te smerești mai mult, cu cât te dragoste mai mare, cu atât El vine și vine fără să mai ceri, fără să mai înviți, vine El pentru că găsește loc. De regulă, omul în general se face foarte mare, se mândrește foarte mult, se umflă în pene așa ca un cocoș din asta, e plin de autosuficiență. Pentru că dacă tu ești plin de autosuficiență, te faci tu mare, te supradimensionezi, Dumnezeu se face mic în inima ta și dispare Dumnezeu din inimă. Tu când te faci mic, atunci Dumnezeu se face mare în tine. În inima lui Paisie, Domnul creștea din ce în ce mai mult. Și ar fi dorit să se adâncească pentru totdeauna în lumina lui Hristos, unde zilele nu au ore și nici orele clipe. Dar, ori de câte ori se cufunda în dragostea Mântuitorului, ea își cerea revărsarea înspre lume. Paisie înțelesese că urma o altă etapă a vieții lui. Venise timpul să le dăruiască ucenicilor tot ce acumulase în cei 17 ani de viețuire la Athos. Se înțelege în cele din urmă că frații au nevoie de el, acceptă în cele din urmă, după multe rugăminți, să devină și preot, să devină liderul acestei mici comunități. Starețul Paisie se vede sigur pus în fața acestei provocări formidabile, aceea de a conduce o comunitate care sporește, dar care nu are resurse. A încercat să obțină stabilirea într-una din cele 20 de mari mănăstiri de la Sfântul Munte, în speță la Simonos Petras, care era goală în momentul respectiv, pentru că era îndatorată. Avea datorii atât de multe la creditorii otomani, în special, nu, încât monahii plecaseră de acolo că n-aveau cu ce plăti aceste imense datorii. Ori pentru asta călugării trebuiau să plece în Rusia, trebuie să plece în țările române cu icoane, cu moaște de sfinț, nu, și să adune bani. Nu, deci și atunci călugării se transformau de altfel într-o mică armată de colectare de fonduri. Această variantă nu i-a convenit Sfântului Paisie, nu, și și-a dat seama că singura șansă este să se întoarcă într-o țară ortodoxă în care să se poate stabili, iată, cu acești 60 de oameni. În anul 1763, Paisie se hotărăște să străbată iarăși drumuri lungi și primejdioase ca să ajungă în singurul loc despre care știa că ortodoxia era liberă, nesupusă niciunei presiuni. Acel loc îl reprezentau atunci țările române. La 41 de ani, își adună cei 64 de ucenici români și slavi și pleacă cu două bărci luând cu ei manuscrise isihaste importante. În Moldova, climatul duhovnicesc și contextul politic îi confereau lui Paisie ceea ce Sfântul Munte nu reușise. Iar Paisie știa asta. Urma să-i arate Moldovei o nouă lumină, mai puternică și mai clară decât cea care țâșnea din vechile ei vetre monahale. 31 de ani va fi stat în a doua parte a vieții sale marele Paisie pe pământ românesc. Mai întâi se stabilește la Vărzărești, iar apoi, ajutat de mitropolitul Gavril Kalimachi, în septembrie 1763, Sfântul Paisie se oprește la Dragomirna. Dragomirna, care i-a fost dăruită
Sfântului Paisie era una dintre cele mai bogate mănăstiri din țară, cu foarte multe proprietăți, moșii, la asta mă refer, și cu resurse autohtone destul de multe. Asta l-a ajutat ca obște. Dincolo de toate, partea duhovnicească vine atunci când ori o ai pe cea materială, ori când ajungi la această stare duhovnicească încât cea materială nu te mai interesează atât de mult. La mănăstirea Dragomirna, Paisie a avut toate condițiile, astfel încât reușește să nască o comunitate duhovnicească centrată pe arta descoperirii gândurilor în fiecare zi, pe rugăciunea inimii, pe sărăcie și ascultare, dar mai ales pe citirea și traducerea scrierilor Sfinților Părinți. Staritul Paisie este vizionar și ceea ce se realizează în comunitățile lui, atât la Atos, dar mai cu seamă la Dragomirna, este că dascălii din școlile paisiene au tradus aceste cărți filocalice în limba română cu 25 de ani înainte ca ele să se tipărească în limba greacă veche și le-au tradus în limba populară. Românii traduc acele texte în limbă modernă. Nu era suficient această activitate culturală, literară de traducere, pentru că traducem și scriem, facem un alt manuscris, dar nu ajutăm obștea. Important este citim, cum a făcut Sfântul Paisie, a citit, dar și a explicat pe înțelesul tuturor, adică a fărâmițat fiecare cuvânt și l-a dat cu lingurița celor care erau în obște și care nu puteau să perceapă doar o lectură duhovnicească. Era necesar ca fiecare cuvânt, fiecare expresie să fie analizată. Nu putem vorbi, vorbim de patim. Da, bun, l-avem cu toții. Dar cum ajungem la despătimire? Care sunt etapele? Care e scara? La Dragomirna este momentul său de glorie, unde se va fi descoperit faptul că la doar 6 ani de la sosirea din Athos în anul 1769, Paisie împreună cu ucenicii au tradus din limba greacă bizantină în limba românească prima culegere de texte filocalice înaintea tipăririi la Veneția în anul 1782 a primei filocalii în limba greacă. Filocalia de la Dragomirna este un manuscris din 1769. De ce i-am zis filocalia? Pentru că toate textele adunate aici țin de rugăciunea inimii. În cartea de la Dragomirna, pentru prima oară în limba română și pentru prima oară în întreaga cultură ortodoxă, se alcătuiește o carte în centru care ideea este cum să adune aceste texte pentru rugăciunea inimii. Pentru că în timpul vieții Sfântului Paisie filocalia nu vede lumina tiparului, mare parte din manuscrisele școlii paisiene se află astăzi în biblioteca Mănăstirii Neamț și cea a Academiei Române. Fără scriere, deci fără cărți, nu putem să ne sfințim, nu putem să ne înțelegem vocația duhovnicească. Cultura teologică face parte integrată din construcția unei comunități. Prezența Sfântului Paisie la Dragomirna a fost una de excepție. Cât a stat aici, a avut cea mai frumoasă stare duhovnicească. Era și tânăr, avea în jur de 40 de ani. Avea o obște care atunci se forma, erau fiii ascultării. Și avea și resursele necesare. Pleacă din Dragomirna, obștea cea mare o ia cu el. Dar aici rămân câțiva frați. Dragomirna intră sub stăpânirea austriacă. Deja influențele sunt altele. Ceea ce se întâmplă cu ce a rămas în Dragomirna îl mâhnește profund pe Sfântul Paisie. Nu mai este această stare de rugăciune pe care el a lăsat-o.
nu mai este acea căutare duhovnicească pe care o impusese aici. Nu mai este acel duh de căutare a lui Dumnezeu. Și pentru această mâhnire, lasă, mai bine să nu spună nimic. În anul 1774 se încheia războiul ruso-turc. Pentru că Bucovina fusese cedată Austriei, Paisie se temea de presiuni din partea Habsburgilor și se refugiază la Secu. Era în anul 1775 când, la 58 de ani, ajunge cu cei 350 de călugări la poarta mănăstirii. Și aici viața duhovnicească a comunității paisiene se va desfășura după aceleași reguli. Între aceste reguli, prima și cea mai importantă care a fost și la Dragomila, și la Secu, și după aia și la Neamț, a fost aceea că monahii trebuie să respecte votul sărăciei, să nu aibă nimic personal. Totul să fie de obște, iar egumenul sau starețul, cum zicem noi astăzi, să aibă grijă de ei, să le dea tot ce le trebuie, ca ei să se îngrijească doar de rugăciune, de citirea cărților duhovnicești și de ascultarea care era datori să o facă. 4 ani stă Paisie la Secu, după care, din lipsa spațiului, este forțat să plece la Neamț, cea mai mare mănăstire a țării pe atunci. Astfel, fără a lăsa conducerea mănăstirii Secu, pe 15 august 1779, într-o căruță trasă de un cal, cu doar 14 frați, Paisie se mută la mănăstirea Neamț. N-ar fi dorit să se ducă pentru că știa ce înseamnă Neamțul. Și veneau boierii, veneau domnitorii, nu? Nu era ușor de ținut. Poate acele lucruri n-ar fi dorit, dar a acceptat această provocare de dragul acelei comunități care a ajuns la 750 de oameni, pe care a încercat să-i ducă într-adevăr spre întâlnirea cu Iisus Hristos în lumină, și această întâlnire cu Iisus în lumină și fraternitate, și bunătate, și cultură, și inteligență, nu să fie un ferment de noire a întregii biserici. Deci trebuie deschise, cum să spun eu, fantele verticale, orizonturile transcendente. Alea se deschid prin ascultare, prin rugăciune, prin filocalie, aceleași teme nesfârșite. La Neamț a fost ultima etapă a vieții lui Paisie. A stârnit mii de vocații monahale, adunând peste 1000 de ucenici. Aici, ca și la Dragomirna, cuviosul Paisie a permanentizat reuniunile comunitare de seară însoțite de conferințe duhovnicești. Slujbele erau celebrate alternativ în slavonă și în română. Paisie avea o inimă atât de mare încât putea adăposti în ea oricât, oricâți și pe oricine. Iubea egal fiecare suflet întâlnit, fie el român, fie el slav, fie el grec, fie el bulgar sau georgian. A fost un om care a rodit. Fetețul noastră, e un mare lucru să rodești ucenici. Foarte greu găsim sfinți părinți care au avut atâția ucenici și un impact atât de mare. Atâta roade a adus acest om, acest sfânt, încât eu m-aș apropia de Sfântul Paisie, pornind de la ucenicii Sfântului Paisie către el. Obștea lui Paisie era o singură inimă și un singur suflet, așa cum însuși scrie în regula de la Dragomirna. Prin dragostea și propriul exemplu insufla comunității gustul pentru un ideal monahal puternic și autentic. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă că ești păcătos. He had thousands of students and spiritual son and daughters, and his daily program, his life was full of happiness, and this happiness was visible to all the people who contacted him, and his lifestyle was an inspiration for all of those people. During his life in monastery of Neamț, he had around 1,000 monks from 9 nationalities. Saint Paisios was speaking around 7 languages, and the way he was acting to the different nationalities were the same, because indeed we are all
the same in front of God. Ucenicii Sfântului Paisie îl iubeau atât de mult pe Sfântul Paisie încât era suficient să-l vadă și îi înțelegeau mesajul duhovnicesc. Starețul trebuie să aibă atâta dragoste și răbdare încât să-l înțeleagă pe fiecare. În general, și în familie, și în mănăstire, și în orice comunitate, cel care este conducătorul nu poate să se impună prin autoritate. Totul ține de dragoste. Și starețul, pentru a exersa această dragoste, trebuie să aibă o comuniune permanentă cu Hristos și cu Sfinții. Acesta e miracolul comunității creștine. De a înfăptui imposibilul în Iisus Hristos cel înviat, de a fi toți, una în Hristos. Iar la neamț, lui Paisie i-a reușit și a dus la maturitate și activitatea sa literară. Astăzi nu ni se pare mare lucru redactarea unei cărți, dar Paisie a terminat prima filocalie de 500 de pagini cu mult înainte de a o da și formei tipărite. Două echipe de traducători și copiști lucrau neîncetat la revizuirea și traducerea în slavonă și română a scrierilor filocalice. Putem spune că aici, la Mănăstirea Neamț, a fost încununarea operei Sfântului Paisie. În mod deosebit s-a ocupat de filocalie, de Dobrotolubia în limba rusă, pe care a tradus-o și, din păcate, abia spre sfârșitul vieții lui a fost tipărită la Moscova în anul 1793. Probabil nu cred că a văzut această carte, dar imediat după aceea această carte, iată, se află și în Biblioteca Mănăstirii și în alte biblioteci, în care a tradus din limba greacă în limba română și apoi în limba slavonă filocalia sau iubirea de frumos. Faptul că la Mănăstirea Neamț încă din secolul al XV-lea exista o școală de caligrafi, miniaturiști și copiști, putem urmări pe tot parcursul existenței în Mănăstirea Neamț această îndelenicire ale călugărilor și când a venit aici a avut ucenici, a găsit și aici câțiva cuvioși părinți, a găsit călugări care știau limba greacă și în felul acesta a putut să facă aceste traduceri din limba greacă pentru noi românii și pentru popoarele slave. Spre sfârșitul vieții, grija pentru comunitatea numeroasă, dar și boala îl slăbeau. Bătrân și obosit, totuși Paisie continua să se dedice cu toate forțele lecturii scripturii și travaliului extenuant de traducere a textelor patristice. Doar din când în când mai deschidea ușa chiliei duhovnicilor comunității. Tot restul timpului, și mai cu seamă noaptea, îl consacra însă izvorului nesecat de înțelepciune al sfinților părinți. Dormea foarte puțin, cel mult 3 ore, de cele mai multe ori doar așezat și sprijinit de o masă. Neamțul acelor ani devenise centrul monahismului ortodox, școală de viață isihastă și cultură duhovnicească pentru întreg răsăritul ortodox. Paisie se dă seama că fără cultură teologică nu se poate experiență duhovnicească de calitate și de autenticitate ortodoxă. Asta numai că o spune, a practicat-o, nu? A făcut-o. Și toată această imensă trezire spirituală și în același timp și teologică, în alte cuvinte, nu poți să practici ceea ce nu cunoști. Nu poți să faci rugăciune lui Iisus dacă nu știi cine e Iisus. Nu poți să practici isihasmul și să nu cunoști scrierile părinților isihași. Sfântul Paisie ne-a învățat să adurmecăm prezența lui Dumnezeu. Asta e esențial. Mare a fost Paisie. Timpul îi ninsese pletele și barba. Prin ochii mari se întrezărea adâncul de mare profunzime al sufletului. Deși trupul trecuse de 70 de ani, Paisie se simțea tânăr și fericit. Vorbea din ce în ce mai puțin. În ultimele zile era mereu înconjurat de ucenici. Așa a trecut la Domnul, la 15 noiembrie 1794, înconjurat de cărți și ucenici. Desigur, erau foarte mulți călugări atunci și faptul că nu puteau să încapă toți în biserică a fost prohodit în incinta mănăstirii, chiar dacă era zăpadă. Era o zăpadă foarte mare, aproape de un metru, și a fost așteptat la mormântare și episcopul Veniamin, care era la Huș atunci, din păcate n-a putut să ajungă. A fost o mormântare numai de către soborul mănăstirii și ceilalți părinți.
Iar a doua zi, când a ajuns preasfințitul Veniamin, a fost iarăși slujbă și s-a făcut pomenirea Sfântului Paisie. După 72 de ani, misiunea sa pe pământ se sfârșise. Îndeajuns ca mișcarea generată de geniul său să pună bazele a ceea ce va fi marea renaștere rusă a secolului al XIX-lea, pe care povestirile pelerinului rus au făcut-o cunoscută în întreaga lume. Fără Paisie de la Neamț, care a tradus Filocalia în limba slavonă bisericească, poate că Dostoievski n-ar fi scris paginile pe care le-a scris, mai ales în Frații Karamazov, și nu numai în Frații Karamazov, și în Idiotul cu Prințul Mășchin, în care spune frumusețea va salva lumea și se referă, bineînțeles, la frumusețea duhovnicească. Eu nu mi-l închipui pe Dostoievski fără întâlnirea cu Stariuța Ambrozie de Optina. Deci întâlnirile în ortodoxie, întâlnirea cu Părintele, Părintele Providențial Duhovnicesc, este esențial. Cei drept, după anul 1860, contextul istoric duce la o întrerupere a roadelor fenomenului paisian, dar poate și din cauza faptului că Filocalia românească nu a văzut lumina tiparului, manuscrisele circulând doar în mediile monahale închise. După trecerea la Domnul a Sfântului Paisie, ucenicii nu au mai rămas la Neamț. Cuviosul Gheorghe dorește să plece la Athos, dar îl oprește mitropolitul Grigorie al II-lea la București și reface mănăstirile Cernica și Căldărușani cu același duh al paisienilor, însă cu accente proprii. Personalități formidabile, ucenici direcții ai Sfântului Paisie ajung mitropoliți și sfinți, Grigorie Dascălul, Iosif de la Văratec, Iosif Naniescu, Veniamin Costachi, cel care realizează și visul Sfântului Paisie, acela de a avea o tipografie la Neamț, Gherasim Safirin, cel dintâi care adună scrierile isihaste în varianta românească. Alți mari paisieni se împrăștie. Sfântul Antipa de la Calapodești se duce la Valaam, în Rusia. Irinarh Rosetti ajunge în Israel, unde ctitorește mănăstirea de pe Tabor. Nifon Ionescu și Nectarie Crețu se duc la mănăstirea Prodromu. Unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai isihasmului târziu românesc este Sfântul Calinic de la Cernica, ucenicul indirect al Sfântului Paisie de la Neamț. Din Sfântul Calinic chiar se nasc o mulțime de fii duhovnicești, printre care cuviosul Irodion de la Lainici. El este socotit ca ultima verigă acestui lanț al neo-isihasmului românesc de secolul XIX. Sfântul Irodion se școlește și el la Mănăstirea Cernica, în acea citadelă isihastă, pe această filieră paisiană, se școlește și Dumnezeu îl trimite în Mănăstirea Lainici prin Sfântul Calinic de la Cernica, l-a dus aici și el a fost cu acest duc permanent în Mănăstirea Lainici. Harisma paisianismului reapare în România modernă în anii 30, la sfârșitul anilor 30, începutul în anilor 40. Și este legate de numele a două centre, a două personalități. Deci mișcarea filocalică paisiană se reinventează cu Zian Boca, care duce la Sfântul Munte, stă 6 luni la
Chilia Sfântei Ipatie de lângă Vatopedu, vine acolo cu un manuscris numit Filocalie în 1939 și îl determină pe profesorul de teologie Dumitru Stăniloae, profesor în această facultate, nu, să se angajeze în traducerea Filocaliei și în publicarea celei de-a treia Filocalie, să spunem, românești, care a apărut la Sibiu, exact în 46-47, exact în anii sovietizării României, când se închidea cortina roșie de fer asupra României, apar cele patru filocalii ale părintelui Dumitru Stăniloae. La București, în același timp și independent de el, activează un gazetar foarte tenace și virulent, Alexandru Teodorescu. Sub pseudonimul literar de Sandu Tudor, acest ziarist trăiește din plin plăcerile lumii mondene și duce o viață sub semnul pericolului. În cele din urmă, la începutul celui de-al doilea război mondial, înțelege că trebuie să își schimbe total viața. Descoperă astfel monahismul prin intermediul obștii de la Antim, din București. Sandu Tudor creează în 1944, exact în anii sovietizării României, redescoperirea rugăciunii Sihase și direct de data aceasta a ucenicilor paisieni la mișcarea rugului aprins, făcută de mireni, de la aici, și în jurul monahilor basarabeni de la mănăstirea Antim. Și în acest centru foarte interesant de reținut este că se reface bucla istoric, pentru că la întâlnirile care erau și de rugăciune și de cultură de la rugul aprins, lui Sandu Tudor îi reușește refacerea unei întâlniri aproape neașteptate. Era un monah, părintele Ioan Culâghin sau Ioan cel Străin, care fusese din unul din ultimii călugări hirotoniți sau tunși la Optina înainte de închiderea ei de către bolșevici în 1922. Se întoarce paisianismul duhovnicesc, prin intermediul mișcării starețismului rus în inima Bucureștiului și așa se reface cumva bucla. Doar că mișcarea Rugul aprins se stinge la Aiud în 1948. Totuși, din cenușa paisianismului renaște ca predanie vie, duhovnicească, purtătoare a rugăciunii lui Iisus, un filon de înțelepciune care supraviețuiește în marii duhovnici pe care i-am avut și îi mai avem printre noi. Fără Sfântul Paisie, gândiți-vă, noi n-am avea nimic. Noi n-am avea nimic din ce avem acum. Tot ceea ce este trainic în cultura noastră teologică, în viața noastră duhovnicească, își are rădăcina Sfântul Paisie. Gândiți-vă că tot ceea ce înseamnă duhovnic în biserica noastră ortodoxă are mai mult sau mai puțin, până la urmă, rădăcinile duse la Sfântul Paisie. Acest duh istihasc în Mănăstirea Lainici a revenit în secolul 20 și o să vă spun cum, anume că a fost o chestiune foarte interesantă și pentru noi această descoperire. În 1996 l-am chemat pe părintele Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim ca să ne ajute la programul iconografiei la noua biserică. Am vorbit în general despre părinții din mănăstirea noastră și am ajuns la părintele Calinic Caravan, care a fost stareț între 1952-1975 în Mănăstirea Lainici, perioada aceea comunistă. În momentul când părintele Calinic s-a mutat la Domnul, i-am găsit o fotografie unui părinte în buletinul său de identitate. Și nu știm ce părinte este acela. Și părintele Sofian, hai, adu-o să vedem ce părinte o fi acolo. Și când mi-am căutat, i-am adus o fotografie, eu dau la părintele Sofian, când o vede părintele Sofian, o, părinte Ioan Culâghin. Părbea să-i treacă lacrimile, așa și l-a sărătat icoana, părintele Ioan Culâghin. Și atunci pentru noi a fost o revelație, pur și simplu. Prin aceasta s-a dedus că părintele Calinic l-a cunoscut pe părintele Ioan Culâghin, cel care a revigorat mișcarea rugul aprins de la Mănăstirea Antim din București în perioada interbelică, venind de la mănăstirea Optina din Rusia. Tot ceea ce vedem și simțim astăzi în mănăstirile noastre poartă umbra paisianismului. În fiecare vatră monahală arde un mare duhovnic înconjurat de ucenici. Între mănăstirile învecinate cu Marea Lavră Neamț, unde s-a transmis rugăciunea inimii, sihăstria se află la înălțime prin marii duhovnici pe care i-au odrăslit, precum Ioanichie Moroi, Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Ioanichie Bălan și alții. Acești părinți au preluat cumva o tradiție, chiar din timpurile Sfântului Paisie de la Neamț,
O tradiție care cred că a supraviețuit în special prin puznicii care se nevoiau în aceste locuri și care au întemeiat, după aceea spuneam, mănăstirea Sihăstria, Schitul Sihăstria, secului, cum s-a numit la început. Acești părinți, prin viețuirea lor duhovnicească și prin darul cuvântului care l-au avut de împărtășit obștei mănăstirii, dar și credincioșilor care veneau aici la mănăstire, au imprimat de asemenea o preocupare pentru rugăciune. Noi zicem isihastă acum, însă darul rugăciunii este un dar al Duhului Sfânt la urma urmelor, care a fost întotdeauna în biserică. A fost nevoie de 2 secole de rugăciune pentru ca Marele Paisie să fie trecut în rândul Sfinților la 15 noiembrie 1994, iar dezgropat și așezat spre închinarea credincioșilor alți 19 ani mai târziu. Am găsit de cuvință în anul 2013 să fie cercetat mormântul pentru mai multe motive și unul din acestea a fost că în anul 1986, în data de 24 mai, pe aleea ce duce de la Clopotniț spre această biserică, s-a ridicat pietrele pe alee și când s-a cercetat s-a găsit osemintele unui sfânt cuvios părinte și existau acele polemici încât ne gândeam să fie Sfântul Paisie sau alt sfânt. Și mulți spuneau că este Sfântul Paisie sau este un cuvios din la începutul înființării mănăstirii. Și pentru a elimina aceste dubii, cu binecuvântarea înalt preasfințitul mitropolit Teofan, în data de 23 septembrie 2013, s-a cercetat mormântul aici din biserică și spre bucuria noastră putem spune că am găsit aici Sfintele Moaștele Sfântului Cuvios Paisie. Ce am găsit, l-am luat și s-a făcut după rânduială și s-au așezat în această frumoasă raclă pentru evlavia credincioșilor care vin aici și a pelerinilor. Să sperăm că acest dar formidabil și această harismă a starețului Sfânt Paisie va da poate ceva mai mult ortodoxiei românești decât o canonizare, nu? Altfel, perfect necanonică. Sfântul Paisie de la Nemț a fost canonizat în 1988 de Biserica Ortodoxă Rusă. Hopa! Deci, călcând toate regulile canonice, nu. Pentru că sfinții sunt canonizați de biserica unde au rămas și unde sunt mormintele lor. L-am îngropat noi prin indiferență, prin uitare și prin neasumarea programului lui. Orice sfânt e un program, nu? Dacă nu-l asum ca program, el devine arhivă. Flacăra adevărată a unui sfânt e în rugăciune, e în chilie, e în tot ceea ce, lucrurile acestea banale, nu în cele din urmă, dar fără de care Duhul Sfânt nu intră în istorie, nu? Prezența mormântului sfânt al acestui reziditor și reînvietor numai al ortodoxiei duhovnicești acum 200 de ani, nu ar fi trebuit să aibă impact, nu? Și să aibă continuitate. O harismă nu rutinizată, ci o harismă totuși continuă, nu? Deci care să fie capabilă, nu? Să țină în actualitate toate aceste daruri și exemple, nu? Pentru generațiile următoare. Sfântul Paisie Velicicovski a fost un colos și totuși nu zbura prin văzduh, nu vindeca bolnavi și nici nu învia morții. Dar a reînviat puterea de viață a Duhului Ortodoxiei ca nimeni altul până în zilele noastre. Nu oricine poate ajunge la performanța Sfântului Paisie, dar în blândețe, în iubire și în răbdare putem exersa și noi urmându-l. Sfințenia nu este o poveste, ci o poruncă dată nouă tuturor. Noi toți avem nevoie de mai multă interiorizare, de mai multă recluziune. Cea mai pregnantă mărturisire vine din rugăciune. Vine dintr-o experiență profundă și personală a relației cu Dumnezeu. La Dumnezeu ajungi realizând niște salturi calitative. De 2000 de ani, cu doar câteva cuvinte rostite, putem merge spre cer. Dumnezeu îi cheamă pe toți. Și nu-ți trebuie nici haine de călugăr, nici sânge de ucrainean și nici IQ de geniu ca să ajungi la porțile cerului. Ne sunt deschise tuturor. Drumul se face însă doar pe calea inimii. Doar să-L așezăm pe Domnul în inima noastră și deja gustăm din libertatea și viața altei lumi. Lumea Domnului nostru, Iisus Hristos.